Anul 2014 a însemnat pentru fermierii moldoveni un an în care a fost distrusă dorința de a mai activa în domeniu. Federația Rusă a impus un embargo la fructele și legumele moldovenești. Mihail Bobliuc este un fermier din oraș Florești care se ocupă cu agricultura de peste 15 ani. Pentru el a apărut situația. Aceasta este o oportunitate de orientare pe alte peți pentru produsele lui. Ideea agricultorilor de furnizare a mierilor în Europa este mai aproape de realitate. Iar aici am procurat pământ, luând în calcul că este aproape de șosea, astfel pe orice timp, ploaie, zăpadă, să fie posibilitate de acces. Acum așa se plantează livezele și iată așa am procurat acest pământ și am plantat livada, 7 hectare. Aici sunt soiuri italiene, puieții au fost aduși chiar din Italia, de 3 soiuri, Gala Mast, Red Chief și Bread Berry. Acești copaci dau roadă chiar din primul an. În al doilea an eu am recoltat câte 24 de tone de mere de pe hectar. Aceste mere sunt de calitate mai înaltă față de soiurile moldovenești. Am în vedere Simerencu și alte soiuri. Când Federația Rusă a introdus embargoul, Mihail Bobliuc a fost nevoit să transporte mierile încolo prin Belarusia, iar mierile se vendeau ca pâinea caldă, pentru că calitatea lor era una ideală. În livada fermierului tot este făcut după standardele europene, începând puieții fiind aduși din Italia, plasa din Austria, pilonii de România. Pentru munca de succes și pentru a rezolva multe probleme de producție, domnul Mihail a găsit parteneri, toți agricultori, care s-au unit împreună și vor rezolva multe probleme de producție. Ne-am unit în asociație cei care au livez cu soiuri care sunt căutate în Europa. Aceștia sunt partenerii noștri de raioane Ungheni, Soroca, Telenești și Florești. Atâta timp cât noi nu avem frigiderul nostru, ne vine greu. Frigiderul e frigider. Acum asociația noastră, constituită din 6 parteneri, urmează să construim în Gura Cameci un frigider cu capacitate de 5-6 mii tone. Aceasta urmează a fi un obiect mare. Înălțimea se va constitui 15 metri. La primul etaj vor fi camerele orifice, propoziția. La etajul 2 va fi linia de producere a ambalajelor de carton. Tot acolo se va afla și linia de sortare a merilor, fără care nu putem. După spusele fermierului, interdicția Rusiei privind furnizarea de fructe și legume a provocat daune mari pentru agricultori. Și chiar și acum, când interdicția este anulată, nu va compensa nimeni daunele producătorilor. O să vă dau niște cifre. Dacă în toamnă mierile de soiuri italiene se vindea cu 5-6 lei, atunci primăvara acum ele se vând deja cu 15 lei. Acum, când Federația Rusă a ridicat embargoul la miere, iar mierile deja nu mai sunt, la Chișinău ele se vând cu 25 de lei. De altfel și în Florești tot cu 25, deoarece multe miere au înghețat. Iar în al doilea an rând, mulți fermieri au vândut mierile pentru suc cu 50 de bani. Mulți dintre ei nu și-au primit banii nici până ziua de azi. Iată așa o situație. Nici 50 bani, nici lei 50. Mihail Bobliuc înțelege că fără o investiție mare în gospodăria sa, pur și simplu nimic nu se poate face. Fiecare client își dorește să cumpere produse de calitate, care vor fi livrate la raft la timp și în condiții bune. Dacă noi o să construim camerele frigorifice și linia de sortare, imediat vom începe a livra mierile noastre în Europa. Deoarece toate țările europene, dar și în alte țări, toată lumea mănâncă miere. Spre exemplu, cei din Dubai sunt de acord să lucreze doar cu cei care au frigidere cu capacitate minimă de 5.000 tone. La fel și cu cei de România. Toți vor asortiment bogat și calitate înaltă. România s-a glasnă, nu așa băli asortiment și cazde din și băla atpravcă iablă. Planurile fermierului sunt mari. În scopul de a le aduce la viață, trebuie să fie actualizată în mod constant tehnologia pentru a monitoriza schimbările care au loc nu numai în horticultură, dar și în pețe. Dar la ziua de astăzi este mai rentabil să plantezi așa livezi decât cele de tip vechi, deoarece italienii recoltează câte 100 de tone pe hectar. Eu cred că în acest an noi o să recoltăm în jur de 40.000 de tone. Pe 12 iulie levada va face 2 ani. Deja anii următori planificăm să ajungem la o recoltă de 60-70 de tone de pe hectar. Merele sunt gustoase și arată frumos, dar pentru a sădi o asemenea levadă sunt necesare investiții mari. După părerea fermierului, se poate de lucrat oriunde dacă ești încrezut în calitatea produsă și dacă ai posibilitatea de depozitare corespunzătoare și de transportare a mierului. Deja a trecut timpul de saci, am timpul ca fermiere să aibă noi oportunități. În principiu, eu sunt mulțumit că am plantat așa o levadă. Aici este șoseaua în apropiere, drumul este bun, tehnica și tot ce este necesar noi avem. Avem tirul nostru cu care aduc mierele în Rusia. Când va face livrări în Europa, de asemenea, nu vom avea probleme cu transportul. În raionul Florești, terenurile agricole pomicultura ocupă undeva 7% din total. Ramura pomicultura ocupă rol destul de important atât pe economia raionului, cât și pe economia țării. Ramura pomicultura ocupă în producția raionului Florești un loc destul de important. Este de ajuns de menționat că în volumul total al producției agricole, în especie bănească, în prețuri comparabile, producția pomicultura produsă în anul trecut a alcătuit peste 19 milioane lei.
În ultimii ani de zile, în ultimii 10-15 ani, se acordă atenției sporite aceste ramuri din partea tuturor producătorilor și este ajuns de vorbit că în acești ani au fost înființate în raion circa 1400 hectare de levieze intensive și superintensive de specii diferite, inclusiv de măr, au fost înființate 900 de hectare. În raionul Florești, volumul de fructe produse în ultimii ani de zile este în creștere. Dacă în anul 2011 volumul producției s-a ridicat puțin peste 15.000 tone, în 2014 această cifră a crescut la 22.500 de tone.